Hei, salut prieteni! Acum am plecat și eu de acasă, destul de târziu, e vreo 4 și jumate. Mă duc să iau pe Ana și mai stăm, trebuie să spăl și mașina astăzi. Dar m-am oprit aici lângă mine pentru că vreau să vă arăt ceva. Nu există furtună în București sau o mică adiere de vânt să nu dea copaci jos sau măcar o parte din ei. Ia să vă arăt. Acum e doar o creangă destul de micuță, dar dacă era o mașină acolo sub creanga aia care a căzut, o zgâria binișor, cel puțin o zgâria binișor. Și apoi, în cazul ăsta, trebuie să stai să te judeci cu primăria, e nenorocire. Deci, gata, e aproape ca și bun zgâriată. Bă, zice Ana că sunt misogin. Păi chiar zice, eu nu sunt. Hai că am fost să mâncăm și noi. Și acum mergem să spălăm mașina. Vrei să mai avem ce spăla? Avem ce spăla, normal că avem ce spăla. Spălăm sângele copiilor de că a fost. Ce e aici? Junglă. De fapt, te filmez eu. Lasă-mă faci. N-am mai spălat mașina de dinainte să o mototolesc. Ce-ai, bă? Dinainte să o mototolesc. Ce exprimare! Gata, am spălat și mașina. Mamă, ce mișto e aici înăuntru. Puuu, curățenie, miroase bine. Ia uite. E nou-nouță, afară nu mai zic. Arată cam urât că e fața aia neagră, dar în rest e super. Am lăsat-o pe Ana la metrou pentru că se duce la film cu niște prietene, la un film horror, bineînțeles. Foarte bine că a găsit cu cine să ducă la un film horror, pentru că eu nu mă duc la filme horror, că nu-mi plac. Și acum sunt la mine în fața blocului, aștept pe Horia, mergem până la magazin, că sunt niște reduceri mai mari și să ne luăm și noi ceva de îmbrăcat. Hai că mi-am luat ceva. O să le probez. Nu se vede un se termină. E mai lung, da? Uite aici. Spui și mai căr. Hai, next. Părea mișto așa de vară, da? Nimic. Abonații vorbesc. Bine, și cu aia care nu sunt abonați, dar ar trebui să fie. Și vreau să spun, magazinul ăsta e o grămadă de muzică. Foarte strâmți, dar îmi place culoarea. Ăștia sunt foarte strâmți, ăia denim așa. Ce-au luat o raznă ăștia cu blugi strâmți. Gata, am plecat de la cumpărături. Nu mi-a luat nimic decât, mi-a luat 3 tricouri. Blugi, deci blugi nu mai găsești. Dacă ai picioare de bărbat, nu mai găsești blugi. Găsești colanți foarte strâmți, colanți și colanți un pic mai puțin strâmți din material de blug. Blugi normali pentru oameni normali nu mai găsești. Am probat slim leg, ceva de genul ăsta. Mă strângeau de picioare, dar zic că nu e adevărat că mi oprește circulația. Poponeț leg. Am luat după aia slim, știi, puțin mai mare decât mi-ar fi trebuit. Mă strângeau și aia de nimic. Zic, bă, hai că încerc straight. Știi că aia straight de obicei sunt aia clasici. Bă, nimic, deci ce cum mă strângeau straight-ul? Care teoretic sunt blugi de aia de 100 de ani. Așa că nu mi-am luat nimic decât niște tricouri. Hai să încercăm Q&A-ul ăla cu da sau nu. Am văzut că sunt niște întrebări care nu merg răspunse cu da sau nu. O să răspund și la alea. De cât timp ai permis? Exact de la 18 ani. Noiembrie 2009. 6 ani jumate. Ce rețete de omletă folosești? Că vreau și eu. Eu sunt adeptul unei omlete cât mai bogate. Deci cât mai bogate. În primul rând ceva
salam, carne, cremvuști, orice. Și apoi brânză sau cașcaval. Și după aia ce mai vrei tu? Ardei, ceapă, pătrunjel, mărar, condimente ceva. Deci la mine cu cât e mai bogată, cu atât e mai bine. Ai fi de acord să nu ai Wi-Fi, PC, TV și telefon pentru 6 luni în schimbul a 60 de milioane de dolari? Tu ai nebunit? Normal că da. Cred că aș accepta și pentru 100 de mii de dolari. Îți place iPhone SE? Da, îmi place. Nu-mi place că e mic, nu-mi plac telefoanele mici, dar pentru cine agrează tipul ăsta de telefon, e bine că s-a adus cu specificațiile în anul 2016. Ai mai face vlog câteva zile dacă te-ar înșela Ana? Normal, ești nebun câte vizualizări aș avea puntidu. M-a înșelat Ana. S-a un miliard de vizualizări. Intră acum. A fugit? Ce zi? Ai vrea să faci 100.000 abonați? Normal. Ai vrea să fii cunoscut de toată România? Normal. Când vii să bem o bere? Oricând. Stabilim ceva și oricând. Nu vrei să te angajezi? Nu. Știu că te uiți la toate vlogurile, David. Știi care e concepția mea despre treaba asta. Dacă nu, uite de la vlogul de vinerea trecută. Cine vrea să știe mai multe despre treaba asta cu angajat, uitați-vă la vlogul de vinerea trecută, la Q&A-ul de săptămâna trecută. Ai putea să faci fan meeting-uri? Aș putea să fac oricând, chiar și acum, dar cine ar veni? Dacă voi vreți treaba asta, eu fac. Steam-ul este o aplicație cu virus? Nu, e ceva, da, ceva foarte mare. Nu prea folosesc, deci de-aia trebuie Horia că el să joacă CSGO. Ce mașină ai vrea? BMW M6 Coupe. Ai fost vreodată jefuit? Da, mi-a furat un minge odată, un minge de fotbal. Mie și tu, Horia, ne jucam. Ce? Ne-ai recuperat. Care, mă? N-am recuperat-o? Nu. Ai fost vreodată într-un schimb de experiență cu o școală din străinătate? Nu, dar mi-aș fi dorit. A fost Horia. Uite, a început să toarne afară. Destul de serios. Stai în Titan? Da. Dacă ai primit un BMW, te-ai lăsat de YouTube? Nu. N-are nicio legătură BMW-ul cu YouTube-ul. Nu de asta fac YouTube. Chiar mai ajunger să faci YouTube când ești bogat. Da, nici dacă aș deveni bogat, dacă am... Ai ce să arăți? Am ce să arăți, dar dacă aș face 500.000 de un milion de euro pe lună și nu m-aș lăsa de YouTube, de ce? N-are nicio treabă una cu alta. Horia mai lucrează la mașină sau așteaptă să ia permisul și după o cizelează? Deci dacă mai lucrez la mașină? La mașină sau aștept să-i permisul și după o mai cizelezi? Povestește tot. Aștept să iau bacul, să termin cu bacul, să termin facultatea tot, ca să fie totul liniștit, ok? Cu admiterea la facultate, să intre la facultate, adică? Și după încep așa ușor să o repar, vreau să-i fac mai întâi motorul, servisul, adică să meargă bine, mai întâi să meargă bine. Și după aia încep să-i pun niște boxe, ceva, să am și o muzică înăuntru. Îi fac puțin caroseria, vopseaua, că e destul de mătuită acum, e nașpa. Da, deci aștept să se liniștească treburile și după aia mă apuc de mașină. Unde stai? Sectorul 3, Titan, Sălăjan, Balta Albă. Câți ani ai? 24. Îți vei cumpăra altă mașină sau tot aia? Da, dacă voi avea bani vreodată, da, normal. Fiecare vrem să progresăm în viață în toate domeniile. Canon e mai bun decât Nikon? Nu cred că se poate spune clar Canon e mai bun decât Nikon sau Nikon e mai bun decât Canon. Au aparate bune și de o parte și de alta, fac chestii bune și de o parte și de alta, fac chestii nu așa bune și de o parte și de alta. Este fix la fel ca disputa dintre Samsung și Apple și dintre Android și iOS. Dacă mi-ai avea ocazia să ai din nou al doilea BMW, l-ai vinde din nou? Dacă m-aș afla în aceeași situație, da, l-aș vinde din nou. Pe viitor crezi că o să renunț la aceste vloguri zilnice? Nu cred. Nu cred. În cel mai rău caz, dacă se va întâmpla ceva sau... voi intra în vreun proiect care va cere mult mai mult timp, poate o să le răresc. Dar nu cred. V-am promis și vouă, mi-am promis și mie că voi face un video în fiecare zi. Chit că e salut, la revedere. Regres ceva din săptămâna aceasta? Nu. De obicei nu regret mare lucru. Nu e bine să-ți regreți trecutul. Corect. Mai mult regreți ce n-ai făcut decât ce ai făcut și a ieșit prost. Te-ai gândit la un orar în care să postezi vlogurile? Nu, mi-e foarte greu să-mi setez o oră, să zic la ora... 10 e vlogul. Nu, mi-e foarte greu pentru că toate zilele sunt diferite și nu știu când ajung acasă, nu știu cât durează să editez. Ce părere ai de Mikey H și Codrin Bradea? O părere foarte bună. Mai bună despre Mikey H, pentru că e un pic mai profesionist și își face treaba super constant și crește în calitate mereu și tocmai de-aia e cel mai mare YouTuber român. Codrin Bradea are și el publicul lui, adică nu... Face o treabă bună pentru publicul lui. Sunt unele videouri pe care le-am văzut de la el care îmi plac și mie, sunt unele care nu. Ai luat bacul? Am zis și în alte vloguri că am terminat și dreptul. Deci, da, am luat bacul. Când te lovești în zona sensibilă, te doare? Te sperie filmele horror? Da. Ți-ai dat mașina pentru un 320? Clar. Îți plac mașinile break? Nu. Nu-mi plac. Ai plâns la moartea lui Paul Walker? Nu, n-am plâns. Mi-a părut rău, bineînțeles, că am crescut oarecum cu filmele Fast and Furious și a fost un eveniment tragic în lumea asta, dar nu am plâns. Te joci pe PC laptop? Mă joc din când în când. De când am început cu vlogul, nu prea mai am timp să mă și joc, dar m-aș mai juca. Ai fi vrut să te naști în altă țară? Nu.
Ți-ai mai luat BMW? Da. Îți place CSGO? Îmi place și nu prea. M-aș juca așa 5-10 minute și după aia mă plictisez repede. Ai vrea un BMW IS? Nu știu ce e la IS. Nu e un model, era un model de BMW pisicuță 318 IS, dar nu știu, cred că la ce trebuie. Dar vreau să zici i3, i8. Dacă i3 sau i8, da. Ce părere ai despre Opel Astra G hatchback? E o mașină foarte bună, fiabilă, motoare bune, mie nu-mi place. Deci nu-mi place la design, nici afară, nici, și mai ales interior, mi se pare nașcu. Dar asta e după gust. Dacă ai avea posibilitatea să deschizi o firmă, în ce domeniu activa? Ceva cu tehnologia, cu telefoane, tablete, mașini deștepte, roboți, ceva mișto, nu știu exact. De ce nu te joci GTA 5 sau vei face gaming vreodată? M-am jucat GTA 5, l-am și terminat. Gaming nu fac pentru că nu-mi permite laptopul, e destul de slăbuț, adică abia mă descurc și cu editarea. Am încercat să fac gaming și nu merge foarte bine. Nu merge la standardul de calitate pe care l-aș vrea eu de la un canal de gaming. Vin Negrești, Oaș, e foarte departe, cine știe cum se întâmplă să vin pe acolo sau prin apropiere. Poate da. O să faci prezentări și teste pe diferite mașini? Mi-aș dori, dar trebuie să intru în legătură cu diversi oameni de la diverse firme ca să-mi dea mașini să le testez. Și încă nu sunt destul de mare pe YouTube sau pe Facebook încât să merite să fac asta. Adică m-aș duce la cineva și aș zice, știți, am și eu un canal, am 1000 de abonați. Vii când mai crești. Mi-ar plăcea și cred că pe viitor se va întâmpla, de ce nu? Te joci pe PC sau doar programe? Ți-am zis, mă mai joc, dar mai răruț acum în ultima vreme. Fumezi? Nu. Îți place gamingul? Da, îmi place. Place și mă mai uit din când în când la gamere de prin afară. PewDiePie, la Markiplier, mai rar la Jacksepticeye. De la noi îmi place de a hate pink. Fumezi? Nu și n-am fumat niciodată, n-am pus vreodată o țigară în gură. Am pus odată neaprinsă, doar pentru o poză. Îți place Codrin Bradea? Am mai răspuns. Ai vrea să fii invitat la vreo emisiune TV? Da, normal, pentru că am zis mai devreme că mi-ar plăcea să fiu celebru, deci... Da, de ce nu? Pentru că ar fi încă o plajă de oameni la care aș putea să-mi expun ideile mele. Care, din moment ce fac vlog, înseamnă că eu consider că ideile mele merită să fie împărtășite și cu alții. Îți place cum arată Ana? Tu ce crezi? Când pui folia pe mașină? Băi, nu știu, frate, că caut folie la culoare și nu găsesc. Deci nu se poate, nu știu. Deci, mă, cred că, nu știu, obsesc, habar n-am. Am un design mișto pe care vreau să-l fac pe mașină. Nu știu. Ce mașină ai vrea în afară de BMW? Realist? Un Mercedes. E-Class Coupe. Nu, mai degrabă ori CLS, ori CL. Cam asta au fost întrebările pentru Q&A. Dacă mai aveți vreo nelămurire, o să vă răspund în comentarii. Dacă am ratat ceva sau dacă n-am răspuns complet. Întrebarea de ieri a fost, care este cel mai ciudat lucru pe care l-ați mâncat voi vreodată? Și răspunsul pe care înseamnă întrebarea de ieri vine de la Andrei Radu. Și zice, cel mai ciudat a fost rechin. A avut un gust foarte ciudat. Mi-ar plăcea să încerc și eu rechin. Am văzut că foarte mulți dintre voi apreciază ceea ce fac și mă bucur extrem de mult pentru treaba asta. Dar aș mai avea din nou aceeași rugăminte la voi. Luați din canalul meu video-ul care vă place cel mai mult și dați-i share pe Facebook. Sau direct link-ul canalului. Dați-i share pe Facebook. M-ați ajuta extrem, extrem de mult cu share-ul ăsta. Asta mă ajută pe mine cel mai mult, share. Pentru că astfel mă ajută să cresc comunitatea asta pe care încerc eu să o creez aici. Întrebarea de astăzi este, ați vrea să fiți capabili să auziți gândurile oamenilor? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, de ce? Că e un argument de făcut și pentru nu. Sau care sunt argumentele pro și argumentele contra? Ca în filmul ăla cu Mel Gibson, Ce gândesc femeile sau ceva de genul ăsta se chema. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!